Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinții nu se opresc și continuă șirul acțiunilor de ecologizare a arilor protejate și mai ales a zonelor cu mare potențial turistic din județul nostru. Astăzi au fost la Bala, unde toate peturile și deșeurile de pe Valea Râului Râieni au fost adunate. Spiritul civic nu a lipsit nici de această dată, întrucât la acțiune s-au alăturat mai mulți voluntari. Acțiunea de ecologizare s-a desfășurat pe Valea Râului Râieni din comuna Bala. Aici toate peturile și gunoaiele aruncate au fost adunate atât de locuitorii comunei, cât și de voluntari. Tot mai mulți mehedințeni de toate vârstele conștientizează cât de importantă este protejarea mediului înconjurător. Ne aflăm în campania de ecologizare a geoparcului grupului Geoparc Mehedinți. Sunt la prima acțiune. Vom continua, bineînțeles, cu curățenia și ecologizarea în perimetrul parcului Mehedinți, geoparcului Mehedinți. Inițiatorii proiectului Maratonul de Ecologizare au fost rangerii de la Geoparc Platoul Mehedinți, cărora li s-a alăturat și reprezentanții asociației Mod of Life. Acest maraton este prima acțiune de ecologizare de mare amploare din Mehedinți, menită să implice la un loc cetățeni, instituții publice, chiar și ONG-uri, astfel încât zona de munte a județului nostru să fie complet igienizată. Continuăm maratonul ecologizării. Astăzi, în săptămâna luminată a venit rândul comunei Bala. Am ecologizat mai multe zone, noi acum ne aflăm pe Valea Râului Râieni, unde am găsit o cantitate impresionantă de deșeuri aruncate pe Valea Râului. Mulțumim cetățenilor din sat care s-au adunat un număr foarte mare alături de noi și sperăm să și conștientizeze pericolul pe care reprezintă deșeurile pentru noi și pentru vietățile naturii. Ne aflăm în a șaptea zi a maratonului ecologizării, suntem în comuna Bala și mulțumim tuturor cetățenilor care ni s-au alăturat la acest maraton. Sperăm să conștientizeze cât de important este mediul pentru natură și pentru sănătatea noastră. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat. Comuna Bala, frumoasa localitate de munte, atrage ca un magnet turiștii din întreaga țară și face cinste cu potențialul ei județului nostru.